Și la Spitalul Victor Babeș va începe vaccinarea. Colega mea, Alina Dima, este acolo. Bună dimineața, Alina! Ne auzim? Bună dimineața, Ioana! Alina, da, cine se vaccinează la Victor Babeș? Te rog, te ascult. Ioana, trăim momente istorice și pline de speranță în lupta noastră împotriva pandemiei. Astăzi, chiar dacă, iată, în aceste momente este Lapoviță, ea vine cu vești foarte bune. Aici, la Matei Balș, au ajuns la primele ore ale dimineții dozele de... La Victor Babeș au ajuns dozele de vaccin. Sunt 530 de doze alocate pentru Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș. Primele 120 vor fi administrate astăzi medicilor și personalului medical. Chiar în următoarele momente, primii 8 medici vor fi vaccinați. Trebuie să-ți mai spun că vor fi exceptați de la vaccinare doar cei care au trecut deja prin boală și au căpătat imunitate. Care este capacitatea de stocare pe care o avem și cum vor putea fi transportate dozele de vaccin? Există 7 centre naționale de stocare în țara noastră. Unul dintre ele este la Institutul Cantacuzino din București, iar celelalte 6 la spitalele militare din principalele orașe ale țării. Trebuie să menționez faptul că capacitatea totală de stocare a vaccinului Pfizer în România este de 2 milioane de doze, dintre care 1,5 milioane la Cantacuzino și celelalte la centrele regionale. Doar prima tranșă a ajuns la Institutul Cantacuzino. Următoarele vor veni direct din Belgia la centrele regionale. Reprezentanții Pfizer spun că transportul va fi făcut exclusiv terestru, pentru că aceasta este măsura prin care vaccinul poate fi transportat în condiții optime. Trebuie să-ți spun că doar 12 ore își menține toate capacitățile, așa, vaccinul, exact, și rezistă la frigider până la 5 zile. Desigur, vom avea șansa să primim și vaccinuri care sunt mai puțin sensibile. Deja este în discuții să fie aprobat vaccinul de la AstraZeneca. Susținea zilele trecute Valeriu Gorghiță, coordonatorul Comitetului Național de Vaccinare în țara noastră, că transportul se va putea face chiar și cu aeronavele militare Spartan ale Armatei Române pentru următoarele vaccinuri. Mersi, Alina!